Salutare YouTube, sunt Aurel, sunteți pe canalul United Games și astăzi facem un anunț important și totodată fac și o prezentare. Astăzi, în jur de ora 18, facem un convoi oficial. Vă spuneam eu zile trecute pe live-uri că o să fie un convoi oficial unde puteți participa și voi dacă aveți Eurotruck Simulator cumpărat și dacă l-ați activat, cum spune, pe mptracker.com launcher-ul și l-ați l-ați activat ca să puteți să jucăm pe multiplayer. În descrierea acestui videoclip o să aveți un link către profil, downloadați acel profil, îl instalați la voi în calculator în fișierul de Eurotruck, iar la ora 18 intrați pe multiplayer sau la început intrați pe cum se spune, pe live la mine și o să aflați acolo detaliile despre, în primul rând, despre ce server jucăm, pe ce server o să jucăm, o să anunț chiar la începutul live-ului și de asemenea frecvența stației pe care vom comunica. Deci vom comunica efectiv prin stația camioanelor, iar canalul și îl veți afla la începutul videoclipului, la începutul live-ului, la începutul live-ului veți afla acele două detalii, pe ce server și pe ce canal vom colabora timpul live-ului. Deci la ora 18 o să înceapă live-ul, o să stăm undeva un 10 minute, un sfert de oră până ne adunăm toți. Până la ora respectivă aveți timp să downloadați din descriere profilul, să-l instalați, să vă downloadați dacă n-ați făcut-o până acum și launcherul de multiplayer, îl găsiți pe mptrackers.com, vă logați acolo cu Steam-ul și după aceea vă downloadați și puteți să jucați multiplayer alături de mine și de prietenii mei pe live, începând cu ora 18, vom face turul Europei. Bun, dacă tot am făcut acest videoclip, vreau să vă prezint și noua mea achiziție în acest joc, este vorba de un pay job. Este vorba de Romanian paint job. Hai să vi-l prezint. Nu este nici scump, nu este nici mare. Nu știu ce am putut să pornesc motorul, ci doar să vă arăt aici. Costă undeva la 99 de cenți, adică sub 1 euro și este vorba, acest DLC este compus din 3 paint joburi. Hai să și vi-l arăt. Da, primul este asta. Da, este o mască autentic românească, deci tirul va fi customizat cu acest skin, să zic așa, cu mască, da, autentic românească. Mai este vorba de asta, care pune pe camion drapelul României, iar aici pe spate este stema țării noastre. Da, și mai este unul, imediat să văd, asta cu vampirii, pentru că toată lumea știe, cel puțin din străinătate, lumea știe despre România, că la noi a apărut prima dată Dracula și vampirii, deci a preluat acest DLC și motivul ăsta. Deci, cele trei paint job-uri le găsiți în Romanian paint job, un DLC care costă 99 de cenți pe Steam. Dacă vreți și voi să vă jucați, eu știu, pe multiplayer sau pe single player, să aveți tirul, cum îi spune, așa patriotic, adică cu elemente, cu simbolul românești, intrați pe Steam și vă faceți de acolo achiziția și vă puneți, deci ăsta e primul, ăsta e al doilea și al treilea, da? Bine, putem le cumpăra toate, eu sunt, o să merg probabil cu câteva, în momentul în care o să mai joc, nu știu, mie îmi place cel mai mult, îmi place ce-i drept ăsta, da? Bine, cât de cât așa și îmi place și ăsta cu mască. Bun, păi cam atât despre, stai să șipcim de aici frumos, cam atât despre această prezentare. Reamintesc că la ora 18 astăzi o să fie convoi oficial pe canalul Iona Games. Dacă aveți și voi plăcerea să participați alături de mine și de câțiva prieteni la un tur al Europei, nu faceți decât să downloadați profilul, să-l instalați, să vă instalați pe multiplayer-ul de pe mptrackers.com. Iar la ora live-ului, la ora 18, să intrați pe live și acolo să aflați pe ce server o să jucăm și pe ce stație o să comunicăm. Iar într-un sfert de oră, undeva, știu, acolo o să începem convoiul și să mergem undeva, știu, până la ora 21:30. De asta am și pus la ora 18, pentru că este destul de lung traseu și vă aștept cu plăcere alături de mine și de prietenii mei pe canal la ora 18 și pe server să facem un convoi oficial.
Ok, cam atât. Toate cele bune și, cum vă zic eu la fiecare final de episod, un sincer și călduros salut!